Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, îmi revine onoarea de a vă binevesti că a început triodul. Perioada care deja ne atrage atenția că ne încadrăm în, hai să folosim un cuvânt modern, în siajul învierii Mântuitorului. Mai e un pic până începem să postim strașnic, dar nu-i rău să ne aducem aminte de prima atitudine pe care părinții bisericii ne-o pun la îndemână, ca să învățăm cum să postim. Am fost puși dinaintea vameșului și a fariseului, Evangheliei de la Luca, capitolul 18, versetele 10-14. Nu pare mult, dar e fundamental. Un fariseu care intre conform legii în mijlocul templului și se bucură că îl vede pe vameș, care stătea deoparte, conform legii, și se bucură că nu-i ca el. Cum noi uneori ne bucurăm că suntem niște bisericași cu mițe, nu suntem ca alții care dimineața își beau cafeaua și... Trebuie să fim atenți. Prima lecție și cea mai grea a postirii, a apropierii de post și a apropierii de înviere, că nu suntem mai buni unii decât ceilalți, ci că împreună suntem în același templu, sub ochii aceluiași Dumnezeu. Și că, de fapt, și într-un fel și într-altul, plecăm îndreptați la casa noastră, dar unul mai îndreptat decât celălalt, fără a pierde nimic, de fapt, din dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu ne zâmbește și în zâmbetul Lui suntem acoperiți toți. Dacă vreți să învățați să postiți și să începeți să postiți cu adevărat, începeți prin a zâmbi, prin a dărui celorlalți încrederea că sunteți lângă ei, că nu sunt singuri, că puteți străbate cu ei o viață întreagă și mult după, mai cu seamă că viața noastră e întreagă în veșnicie. Vameșul și fariseul. Avem de ales. Cel mai greu e pentru Dumnezeu, pentru că El, iubindu-l și pe unul și pe altul, îi stimează cu zâmbetul pe amândoi, încercând îndreptarea unuia. Mâine este o nouă zi.